Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Complet dezbrăcată, fără nicio inhibiție, așezată pe un scaun, fosta asistentă TV îl privește pe bărbatul cu care, cel mai probabil, avusese o partidă de amor. Se poate observa că este și el dezbrăcat și o trage pe Cruduța de limbă, în timp ce o filmează, deși Daniela Crudu pare să conștientizeze faptul că este filmată, nu are nicio reacție. Ba mai mult, continuă să-i povestească partenerului ei de discuție ce s-a întâmplat, de fapt, între coechipieri. Fosta asistentă TV a participat în 2018 la emisiunea concurs Ultimul Trip, dar a trebuit să se întoarcă în țară, după ce s-a accidentat grav la mână. Medicii au transmis că ar fi bine să încheie competiția, nu credeam că acesta va fi sfârșitul. Aș fi luptat până la capăt. Este trist, dar sunt fericită că am ajuns și până aici, a susținut Daniela Crudu, în momentul în care moderatorul emisiunii, Octavian Strunilă, a făcut anunțul legat de plecare. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.